Oțetul de mere și zațul de cafea sunt două ingrediente naturale care pot fi folosite într-o multitudine de preparate naturale, atât pentru piele, cât și pentru curățarea gospodăriei. În acest articol vă explicăm cum să amestecați oțetul de mere și zațul de cafea pentru a pregăti un scrub puternic pentru piele. Acest scrub este plin de proprietăți antioxidante antibacteriene și antiinflamatorii care pot ajuta la îmbunătățirea aspectului și a sănătății pielii, beneficiile oțetului de mere pentru piele. Oțetul de mere este un produs natural bogat în antioxidanți, care ajută la protejarea pielii de deteriorarea radicalilor liberi. Radicalii liberi sunt molecule instabile care pot deteriora celulele pielii provocând îmbătrânire prematură și alte probleme. Oțetul de mere este de asemenea un astringent natural, care ajută la strângerea porilor și la reducerea producției de sebum. În plus, are proprietăți antibacteriene și antifungice, care pot ajuta la prevenirea acnei și a altor probleme ale pielii. Beneficiile zațului de cafea pentru piele Zatul de cafea este o sursă excelentă de cofeină care are proprietăți stimulante și antioxidante. Cofeina poate ajuta la îmbunătățirea circulației sângelui, ceea ce vă poate ajuta să vă faceți pielea mai strălucitoare și mai sănătoasă. Zațul de cafea este de asemenea, un exfoliant natural, care ajută la îndepărtarea celulelor moarte ale pielii. Acest lucru poate ajuta la îmbunătățirea aspectului pielii, făcând-o mai netedă și mai uniformă. Cum să faci exfoliant cu oțet de mere și zați de cafea? Pentru a face exfoliant cu oțet de mere și zați de cafea, amestecați pur și simplu o parte de oțet de mere cu trei părți de zați de cafea. De asemenea, puteți adăuga puțin ulei de măsline sau de nucă de cocos pentru a face scrubul mai hidratant. Aplicați scrubul pe pielea umedă și masați ușor timp de aproximativ două minute. Clătiți bine cu apă caldă. Alte beneficii ale combinării oțetului de mere și cafeaua, pe lângă beneficiile pielii. Combinația de oțet, de mere și cafea poate oferi și alte beneficii, inclusiv, te ajută să slăbesti cofeina din cafea poate ajuta la arderea grăsimilor și la stimularea metabolismului. Îmbunătățiți digestia, oțetul de mere poate ajuta la reducerea producției de acid în stomac și la îmbunătățirea digestiei. Reduce colesterolul. Oțetul de mere poate ajuta la reducerea nivelului de colesterol LDL, cunoscut și sub denumirea de colesterol rău. Cum se folosește oțetul de mere și zațul de cafea? Oțetul de mere și zațul de cafea pot fi folosite în mai multe moduri pentru a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea. Iată câteva sugestii. Pentru o piele sănătoasă, utilizați scrubul cu oțet de mere și zați de cafea o dată sau de două ori pe săptămână. Pentru a pierde în greutate, adăugați o linguriță de oțet de mere în cafeaua de dimineață sau beți un pahar cu apă cu o linguriță de oțet de mere înainte de masă. Pentru a îmbunătăți digestia, luați o linguriță de oțet de mere diluat în apă înainte de mese, pentru a reduce colesterolul, adăugați o linguriță de oțet de mere la mâncare sau beți un pahar cu apă cu o linguriță de oțet de mere înainte de mese. Este important de reținut că oțetul de mere poate fi iritant pentru pielea sensibilă. Dacă aveți pielea sensibilă, este important să diluați oțetul de mere cu apă înainte de a-l folosi.